Bună ziua, prieteni! Bine v-am găsit din nou la un alt episod al podcastului Colecționarul de Istorie. Astăzi avem onoarea de a avea un invitat cu totul și cu totul special, unul dintre cei mai buni istorici pe care are România în momentul de față, domnul profesor universitar Bogdan Murgescu. Să vă spun cum am reușit să-l aducem pe dânsul aici. În primul rând, l-am rugat, dânsul a avut amabilitatea să vină. Ce am citit eu și m-a marcat și vă recomand să citiți și, și voi dacă aveți ocazia, este vorba de cartea apărută în 2010, România și Europa, Acumularea decalajelor economice 1500-2010. Este o carte. Care cred eu că nu ar trebui ratată de nimeni care vrea să înțeleagă de ce este România unde este astăzi, cum a ajuns aici și, uh, până la urmă, ce e de făcut, se poate deduce citind din cartea asta, ce e de făcut ca să, uh, să recuperăm aceste decalaje uh, care ne frustrează pe toți. Uh, domnule profesor, bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de ascultători. Uh, Aș zice să începem abrupt, că timpul este și uh, scurt. O să vorbim astăzi despre epoca de aur, despre uh, industria grea a lui Ceaușescu. Uh, epoca de aur, cu ghilimele de rigoare, mi-a atras atenția de un profesor înainte de, de emisiune. Pentru cei care nu știu, așa era. Uh, propaganda de dinainte de 89, că trăim o epocă de aur. De dimineață până seara, la radio, la televizor, în ziare era vorba despre epoca de aur. Așa că vorbim și noi despre epoca de aur. Uh, domnule profesor, uh, cât de tare duduia economia sau industria lui Ceaușescu înainte de 89? Bine, acum multe industrii duduiau că făceau zgomot foarte mare. Dar uh, dincolo de aceasta, nu. Uh, industria funcționa însă funcționa fără să țină cont întotdeauna nici de debușe, nici de rentabilitate, adică era primatul producției cantitative asupra calității și asupra eficienței. Și acest lucru era o problemă la un moment dat, pentru că anumite industrii când lucrau făceau pagubă. Nu toate, dar erau unele care făceau pagubă, și din acest punct de vedere, întotdeauna la capătul zilei, cât ele lucrau, noi aveam o notă de plată care se aduna. Păi, în loc să fie excedent, era notă de plată? Păi, asta înseamnă să fii neeficient. Am înțeles. Dar e adevărat că la un moment dat fabricile românești aveau pierderi planificate. Bine, acum depinde ce înțelegeți. Pierderi planificate poate să aibă orice industrie. Sunt două momente de pierderi planificate. Sunt unele pierderi tehnologice care ți le asumi. Mm. Pentru că există în aproape orice proces productiv, sunt anumite părți care se pierd. Există și pierderi planificate, mai ales în fazele în care o industrie este la începuturile ei. Abia se rodează, sunt anumite lucruri care ți le asumi ca să o pui pe picioare că vei avea anumite pierderi. Uh -huh. Nu înseamnă întotdeauna că numai la acestea ne referim în comunism, dar uh, ele, aceste pierderi nici nu erau recunoscute măcar de planificatori. Adică nu era problema să spui, domnule, în planificarea, să zicem, Comitetul de Stat al Planificării sau alți decidenți mai importanti, să spună, domnule, ne asumăm că în fabrica X o să ne facă o pagubă de 5 milioane pe an. Nu se spunea nu, nu spune asta, nu se recunoștea. Era o problemă care eventual se știa, dar. Nu își permiteau să o pună nici măcar pe hârtie. De, domnule profesor, uh... Există o anumită nostalgie uh, în societatea românească de astăzi. Chiar e cu ghilimele de rigoare nostalgie că o întâlnim inclusiv la oameni care s-au născut după uh, 1990 și acolo nu se mai poate vorbi de nostalgie. Despre această, vis-a-vis uh, -vis de această industrializare masivă a României, domne ce uh, înainte aveam de toate, acum nu mai avem nimic, referindu-se la, la industrie. Eu v-aș întreba, ne-ați spus mai devreme că uh, noi produceam de la finalul zilei trebuia să plătim pentru că munceam. Nu, nu, la toate. nu aici Bun. numai la unele dintre industrii, pentru că erau și alte industrii care produceau lucruri necesare, care se vindeau, poate nu erau în cantități destule, dar asta este altă poveste, dar în orice caz, adică o mare, cea mai mare parte a industriei chiar era utilă, la era era respectivă. Nu eram neapărat cei mai performanți, dar dat fiind că economia era și uh, numai parțial și incomplet legată de economia mondială, tu ca cetățean nu aveai multe alternative. Adică erau anumite lucruri care le găseai numai din marfă de uh, producție internă. Nu puteai să ai pe piață uh, suficiente mărfuri importate ca să poți să alegi și să spui întotdeauna prefer să-mi iau uh, să zicem televizor Philips și nu televizor uh, românesc Venus și așa mai departe, adică nu aveai întotdeauna posibilitatea de alegere da. și ca atare ceea ce îți producea industria românească, ziceai da proste și cumpărai sau foloseai Bun, Asta era pe plan intern, dar eu vreau să știm dacă nu, să știu, dacă noi eram performanți la nivel mondial. Adică, uh -huh. au apărut inclusiv chestia asta, că eram pe locul 4 în lume, la nu știu ce. Vindeam, se vindea, ce produceam noi, vindeam în Occident, unele ce vindeam? Lucruri, unele lucruri se vindeau. Cum a Depinde, fi? de ce s-au vândut, și să zicem ceva autoturisme sau vândut și uh, pantofi, uh, haine, uh, deci produse alimentare, adică se puteau vinde. Da, astea erau fabrici care lucrau doar pentru export? Nu, numai. Nu, numai. No? Nu numai. Și uh, aici una din de păcătoase ale vremii respective este că tu în calitate de consumator acum, te bucurai dacă la un moment dat era ceva refuzat la export și ajungea pe piața internă și era considerat că este mai bun decât ceea ce dădeau de obicei pentru piața internă. Uhum. Dar astea sunt, să zicem, anecdote care, pe care cei de vârsta mea sau mai vârstnici decât mine o să le confirme probabil și din experiențele lor directe. Dincolo de aceasta, pe piața internațională depindea și la ce preț vinzi și cui vinzi. Pentru că o parte dintre exporturi erau făcute, să zicem, pe o piață mai mult sau mai puțin integrată, altele erau în contrapartidă cu mărfuri importate din țări, de exemplu din lumea a treia, unde vindeai și anumite lucruri ale tale care eventual nu ar fi fost ușor acceptate de piețe mai pretențioase. Adică de Occident, practic. Da, de Occident deci sau de... De... nu, de exemplu, e Occidentul, dar nu ar fi fost nici de lepădat dacă le-ai fi putut vinde în Japonia, de exemplu, sau în Australia, care nu sunt <laughs> strict occident Da, no, da, no, 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 no. Știu că de exemplu vindeam tractoare în Egipt. Da. Vindeam uh, acele avioane romba. Tot în țări vecine și prietene de -am. prin America de Sud și Rombac, n-am apucat să vindem. N-am apucat să vindem? Okay, înseamnă că deci ca da. să fie clar, eu nu mă prea știu pe contemporane, aha, aha, aha. deci nici foarte eu multe dintre întrebări toate. o să o, nici -o eu, să o să Eu nu le știu pe toate și <coughs> nimeni nu este perfect. Mm -hmm. Dar uh, totuși aici cu Roma a fost mai complicat și mai puțin de fericire. Uh, dacă aveam uh, totuși exporturi și mergea economia sau industria. Uh, de ce s-a mai dat faliment în 1981? S-au intrat în incapacitate de plată. Acolo au fost alte două aspecte. Unul a fost faptul că au crescut foarte mult dobânzile pe plan internațional la sfârșitul anilor 70. Și, practic, ceea ce au început să fie ca împrumuturi făcute la un anumit nivel al dobânzilor s-au văzut cu dobânzile și serviciul datoriei crescând foarte brutal la sfârșitul anilor 70, deci ceea ce a lovit nu, mai multe țări, nu numai România, adică aici România a fost unul dintre cei care au fost loviți. Erau împrumuturi cu dobândă variabilă, adică nu erau cu dobândă stabilă, au fost contractate unele dintre ele în perioadă de dobânzi mici, deci credite ieftine, în fine. Acesta a fost un aspect important. Al doilea aspect important a fost evoluția prețului petrolului, care aici s-a întâmplat un, un lucru absolut nenorocit, dar care, din păcate, repetă o experiență proastă interbelică, o repetă și România comunistă. România a, avea, a fost o țară care a avut rezerve proprii de țiței Așteptam, și uh, care a și a fost în anumite perioade istorice un exportator net. Uh, a, uh, consumul intern a crescut odată cu industrializarea în principal. Deci în anii 60-70 ai secolului 20 consumul intern a crescut considerabil. Pe de altă parte, producția internă de țiței și-a atins vârful în 75-76. Și și-a atins vârful pentru că erau, noi mai avem rezerve, dar ele erau din ce în ce mai greu de exploatat, cu niveluri tot mai puțin reușite ca în concentrație, deci, pe total, producția a început să scadă după 76. Consumul creștea, producția internă scădea, și România a devenit importator net de țiței. Când a devenit importator net, a devenit importator net în a doua parte a anilor 1970, adică exact într-o perioadă în care se schimba prețul petrolului la nivel mondial. A fost un prim șoc în 1973-1974. Și a fost un al doilea șoc din 79 până în 82. Și uh, România s-a trezit că trebuie să plătească o factură tot mai mare pentru importurile de petrol. De unde importăm? Din țările, din, din, din țările arabe, în principal, dar. De asemenea, poftim? Și din Iran, dar și Kuwait și Libia, Irak? adică sunt mai multe Irak. țări, da? Și chiar la un moment dat am fi vrut, dar n-am căpătat mare lucru din Uniunea Sovietică. Rușii de ce nu ne-au dat? Până la urmă erau, cu, cu ghilimele de rigoare, frați de lagăr socialist. Nu eram cuminți. <laughs> deci, rușii au, rușii au dat la prețuri favorabile petrol țărilor satelite din Europa răsăritană, dar României nu, pentru că fluierase de mai multe ori în biserică și atunci, pe de altă parte, au zis România trebuie să se descurce, are rezervă de ei, să fie sănătoși, vă urăm succes. Am să ca să da. dăm asta cu petrolul, îmi spunea cineva care a lucrat în perioada anilor 70-80 în sistem, că la un moment dat România importa petrol, sau mă rog, țiței, cum da. se spune, de pe piața neagră de la Amsterdam. Sau nu de pe Piața neagră occidentală. Nu există piață neagră. Nu, nu există piață neagră în chestiunea aceasta. Este o piață... Adică la un preț mult mai mare decât era Asta este altceva. Ceva Piața neagră acolo nu este de... prețul mare. Piața neagră este piața Aha. ascunsă de okay. fisc, de toate astea. Nu e cazul la petrol. Nu, nu asta Am înțeles e că neoficial se făcea de... și se plătea deci, mai mult. mi-e greu să vă spun, e posibil să fie fost și unele tranzacții uh -huh. în anumite momente disperate. Însă nu, lucrurile în general erau previzibile, este acum o carte foarte bună a unui doctorand al meu, Dragos Becheru, care s-a ocupat de problema petrolului din 69 până în 82, deci este apărută acum un an și jumate. Informații... Cu informații, el a lucrat prate, pe arhivă, uh, adică. Și noi, cu siguranță. Da, da, da. Uh -huh. Domnule profesor, deci, am două întrebări. Și da. nu mi-aduc aminte nimic de piață neagră citindu-i teza lui de doctorat, când a fost. Uh -huh. Deci, uh -huh. dar nu exclud, adică, repet, e posibil să fi fost anumite tranzacții foarte păguboase, dar. Uh, okay. Am două întrebări. Unu, Chiar dacă uh, producția noastră a intrat după 75 în declin, totuși România producea enorm. Pentru uh, pentru o țară normală, aveam 15 milioane de tone pe an am produs în produs în 75. 75 da. 7, 6, da. deci 15 milioane, gândiți-vă, de aproape trei ori mai mult decât se produce astăzi. Adică, da. e enorm. Uh, cât, cât consuma industria asta uh, comunistă. Păi cât de mult, cât să 15 milioane deci e Enorm. Depinde. Depinde cât uh, punem exact consumul, pentru că exact în această. Cât importam perioadă, noi, pe lângă ăștia 15 milioane. Deci, sau... în uh, anii 80 au fost și ani când am importat peste 10 milioane. Incredibil. Mamă, deci e 21 de milioane e. Uh, uh, da. cumulat cu uh, 25 de milioane, chiar 15 plus 10. Na, da, hai, bine, ok, nu da. 15. Da. Într-un an în care tot ai 11 nu. milioane. Deci, să deci și peste. N-am -am acum de da, 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 la mine da, da, ca da. să da. verific foarte... Oricum, e enorm. Da, da. E enorm. Da, e enorm. Pentru ce făceai? Ce cu petrolul ăsta? Nu, aveai în primul rând de consumurile cele mai mari de aveai în industrie. Și uh, o altă uh, măsură pe care a luat-o Ceaușescu a fost că exact în perioada aceasta de an 70, uh, a mărit capacitățile industriei petrochimice, care consumă mult petrol, uh, așa. Și în ideea care s-a dovedit uh, incorectă, uh, economic, că va putea să vândă derivate petroliere mai scum și trebuie să fie o afacere rentabilă. În Occident? Da, și în Occident și, lumea și, treia, și în lumea treia. Și în Occident și, lumea și în lumea treia. Și în CAER? Și în CAER mai puțin că... Caierul știre sau dolarii pe da. deci de care de... Și de... Uh, practic sunt analize făcute că în cei mai mulți ani uh, industria petrochimică a lucrat în pierdere. Deci plăteam, plătea poporul cum ar veni să Deci, practic, nu reușeau să vândă, pe, prețul petrolului crescuse, nu reușeau să vândă suficient de scump derivatele ca să-și scoată și cheltuielile pentru importuri și uh, cheltuielile operaționale și să rămână ceva. De ce nu s au oprit? Dacă au văzut că se tot duce Opritul, prețul. A, adică acest să schimbe... oprit este o problemă generală de sistem în sistemele socialiste nu te oprești. Mergi Zice, tot înainte. În da. Explicați un pic că oamenii nu, probabil nu deci, înțeleg. De înțeleg. Deci, ce sistemele... Te uh, nu funcționează ceva, ochi, nu ai cum să recunoști că ai greșit. Ceva, no. uh, Aici au două aspecte. Unu, uh, într-o economie liberă, o fabrică sau chiar și o ramură economică de faliment. Sau se reconvertește, se reconvertește da. sau se închide o anumită capacitate productivă și uh, asta este. La și oamenii în șomaj. Da. da. În socialism acest lucru nu, este funcțio nu funcționează. De ce? Pentru că toată industria este a poporului. Fabricile sunt ale uh, statului, dar ideologic ale poporului, națiunii, nu știu mai ce. Și, în consecință, toată ideologia este construită pe faptul că producția va crește. Nu există concepție și nu există loc în ideologie să permit să spui această industrie trebuie închisă sau în orice caz trebuie redusă producția, nu se poate, e pe pagubă și o să închidem acest lucru. Adică vreți să spuneți Vem. că nu exista efectiv varianta în nu, socialism? Nu era acceptată în sistemul social. Nu, nu exista nu procedură, nu exista, nu exista nimic. Nu, procedura putea să existe, dar... Bun, dar nu. Exista. Nu. Ceaușescu cum înțelegea chestiile astea? Avea capacitatea uh, să înțeleg. Nu am putut să-l întreb. <laughs> nu, v-ați uitat în archive, ați nu, știu, discuții, știu, știu nu, -a, nu nicăieri nu am întâlnit discuție de felul acesta. Să nu avea consilieri în jurul lui care nu să l tragă de Nu se putea pune problema să închid o anumită ramură economică. Sau o anumită fabrică. Deci, nu, nu ce era, nu deci, exista. era tabu din ce descrieți dumneavoastră în anii '70. Și asta 70... nu e valabil da. numai pentru România, asta a fost valabil și pentru alte țări pentru socialiste. Aceste... Și asta într-un fel a creat întreaga problemă pentru întregul sistem socialist, pentru că România a reușit să fie mai puțin performantă decât cele mai multe țări socialiste. Dar la capătul mai puțin Da, mai puțin performant. Pe impresia populară de e alta, și că că afară de afară de Bredege și Coslovacia, Decât de toți, fapt, da, de Polonia, că toți Polonia, poate, toți poate cu excepția Albaniei. Și Bulgaria era peste noi? Da. da wow. Da, da, avea un PIB mult mai mare decât Bun, oh, da. Bulgaria, dacă bine da. rog, și fost prin anii 80 oricum, s-au apucat mai, de mai IT. Oricum? bulgarii. Bun, adică asta rău, sau... Aia zic adică, ei, ei s-au modernizat, că adică, au căutat o cale să o colească da, da. tarele sistemului. Deci, sigur, mai putem spune că mai puțin performanți erau și câțiva dintre țările socialiste asiatice. Cum adică n-am pus aici <laughs> în linie Coreea de Nord, Care Mongolia, Laos, adică mai sunt niște locuri cu probleme. Dar între țările europene, Albania a fost mai slabă decât România. Și Albania, să nu uităm, pentru cei care probabil nu știu, Albania avea o relație foarte bună și era ajutată la greu de marele frate chinez. Da, nu atât de la greu precât se zice. La un moment dat. Dar, dar în orice caz, în, într-o anumită perioadă istorică de prin anii 60 începând, Albania a fost oarecum în siajul Chinei dar la un moment dat mai devreme fusese și afiliată Uniunii Sovietice contra Iugoslaviei, adică au mai fost variații. Dar Albania începuse de departe de la nivelul economic cel mai slab când a trecut la regimul comunist. Nu a reușit să predea lanterna roșie a Europei, adică Albania putea conta pe ei în toate statisticile că ultimul loc este dat. Deci nu aveai e, mai e... jos decât ei, -aveai. nu Nu. Dar până la urmă a fost o idee bună sau proastă industrializarea asta a României? Deci, industrializarea în sine era necesară și a fost o idee, hai să zicem, bună. Ce industrializarea de făcută în regimul comunist a avut însă două probleme. Una a fost aceea că a fost o industrializare pe concepută pe modelul dezvoltării industriale a țărilor dezvoltate de la sfârșitul de secol XIX, început de secol 20, cu siderurgie, cu uh, construcții de mașini și cu alte lucruri. Trecuse momentul, trecuse epoca aceea. Epoca aceea trecuse, hai să, puteți să încă să funcționezi bine în anumite situații că ai nevoie și de astea, dar uh, neglijarea unor uh, părți ale industriei în special în zona uh, bunurilor de consum și uh, industrie mai ușoară mai uh, sau tehnologic mai sofisticată uh, a creat o anumită problemă adică tu ai, și asta e valabil pentru și pentru ultimele faze ale lui că Ceaușescu a mers în treaba asta. Principalele investiții și în anii 70 au fost siderurgie petrochimie și așa mai departe, adică au fost locurile care nu mai erau purtătoare de viitor în industrializare. Al doilea aspect care e de subliniat și în același timp neglijarea serviciilor, adică sunt multe aspecte de sector economic unde sunt probleme. Al doilea este faptul că industria socialistă punea Prea mare accent pe cantitatea producției, în dauna calității și în dauna eficienței, ceea ce am început discuția de astăzi, și din, avea și blocajele în care nu se recunoșteau greșelile, nu se uh, făceau corecturile necesare, deci se mergea cu capul în perete până când unul sau altul ceda. Este, 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 este acea poveste mitologică, dar s-ar putea să fie adevărată cu uh, uh, niște francezi care au venit să cumpere daci Și... Uh, nu, no, românii le-au prezentat. Astea sunt dacile, așa, moderne pentru perioada asta, bla, bla, bla. Și francezii au zis, ok, nicio problemă, hai să verificăm noi o chestie. Și-au luat portierele de la mai multe maș de la daci și să le schimbe între ele și nu s-au potrivit. E... Ar E adevărat mitul ăsta? Nu Sau? știu. Adică bănuiesc că totuși nu erau făcute la mână, că nu erau handmade alea nu, nu pot să știu exact cazul acesta, pentru că nu am întâlnit uh -huh. în arhivă episodul respectiv și nici nu Poate să fie că doar un mit. Uh, poate care să fie un mit, la... dar în același timp este probabil un mit care are o anumită uh, porție de adevăr. Uh -huh. În sensul că existau foarte multe abateri tehnologice, existau situații în care piesele nu erau identice, ci aveau mici abateri de mărime într-o parte sau într-alta. Deci, nu m-ar mira Atunci ca efectiv portierele respective să nu se potrivească e că, perfect. Acum practic, nu cred că toate, no, dar, dar este no. suficient dacă sunt câteva, exact. să zicem. Au încercat 10 portiere, s-au potrivit 7. Deci <laughs> practic se lucra aproximativ, ca să da. zicem așa. Și asta lucra. ține tot de slăbiciunea controlului de calitate. Um. Ok, deci uh, s-au luat niște decizii uh, greșite, s-a insistat pe deciziile astea greșite, s-au acumulat datoriile, s-a intrat în incapacitate de plată în 81. Da. Uh, ce s-a întâmplat în momentul ăsta? Uh, există această uh, mândrie, domnule, noi am plătit datoriile și am fost singura țară din lume cu 0 dolari uh, datorii uh, în 89 și această teoria conspirației că de asta a fost omorât Ceaușescu pentru că plătise datoriile și că nu mai era România slugă la, ni la nimeni și că nu mai lucra pentru banchieri okay. uh, în primul rând de acum hai să vorbim foarte onest uh, Ceaușescu a fost omorât de români uh, așa, da. deci uh, e un prim lucru faptul, decizia de plată integrală anticipată și integrală că aici sunt două aspecte a datoriilor a fost o decizie greșită a fost greșit. A fost greșită fundamental de ce întâi că a fost făcută cu prețul unor comprimări majore ale importurilor și a unei forțări a exporturilor pentru că valuta ca să plătești datoriile a fost obținută din balanțele comerciale deci din comerțul exterior. Și acest lucru a fost făcut în principal dând la export mai multe mărfuri și unor mărfuri care uh, aveau un anumit rost și pe piața internă, uh, și, pe de altă parte, uh, comprimând, tăind de la importuri și tăind de la importuri chiar lucruri care uh, n-ar fi trebuit să te la ele. Adică, eu pot înțelege că anumite. Într-o perioadă de austeritate pot să apară situații din acestea, într-adevăr, comprim importurile și strângem un pic cureaua cu toții ca să putem să trecem hopul. Însă, în cazul lui Ceaușescu, au fost foarte multe importuri, de exemplu, tehnologice care au fost oprite. Și care îți făceau în ideea. Au fost oprite de ideea că cercetarea românească și industria românească vor putea să producă lucruri echivalente. Și au putut? Nu au putut decât uneori. Dar au fost inclusiv și s-a ajuns la situații în care utilaje complexe, mari, cumpărate mai devreme, nu aveau niște piese de schimb relativ ieftine și de nu neapărat mari dimensiuni și ceea ce încercai să le bagi din producție internă nu făcea să funcționeze. Și practic tu țineai, blocai o, hal, o instalație complexă industrială pentru că nu aveai piese de, de schimb cuvenite. Și asta însemna că acea instalație nu-ți produce, îți ții oamenii degeaba și mai mult că nu se produce în anul 1982 sau 83 sau 84 și la un moment dat are marea problemă că se uzează moral, că în alte zone se îmbunătățește, se creează ceva mai nou și că după aia poate când în fine fie ai reușit ca una din piesele de schimb cuvenite să o asimilezi în producție internă sau până la urmă ai reușit să convingi pe Ceaușescu și pe astea să-ți dea voie totuși un anumit import tehnologic să-l faci, îl faci, dar vei fi deja cu o anumită întârziere care te face să fii mai puțin competitiv și per total tot yes. ai pierdut. Adică uneori ai pierdut net, alteori ai pierdut numai prin întârzieri, deci în orice caz tot mecanismul decizional și consecințele acestea au fost păguboase pentru țară. Uh, mai e un, mai este o latură a economiilor care se făceau. Mie mi-a plăcut foarte mult expresia pe care ați folosit-o dumneavoastră în carte, mi s-a părut plastică, era comprimarea mecanică a importurilor. Yeah. Așa, deci se, o, se imaginează îți așa ceva care Uh, să... O presă. Uh, cei trecuți peste o, de o, anumită vârstă, să zic peste 40-45 de ani, cu siguranță că își aduc aminte de uh, când se tăia uh, curentul electric, că stăteai la coadă la absolut orice, că nu se găseau blugi, nu se găseau măsline, nu se găsea uh, lapte, nu se găsea, deci stăteai la coadă la butelii, la, adică era la carne, de portocare, nu se mai găseau portocare, mai, toate aceste uh, Să știți că la tăie... scânteia nu era coadă. <laughs> la scânteia <laughs> da. Și avea un milion de exemplare, credeam. Uh, toate chestiile astea au folosit, oamenii și au suferit cu folos, adică economiile făcute din faptul că nu li se aduceau portocale, nu s-au adus portocale și banane și li se tăia curentul pe 4 ore pe zi sau 6 ore pe zi. Au folosit, s-a făcut o economie substanțială, consistentă, ca să folosesc expresia premierului de acum, uh, erau economii consistente la uh, bugetul României? Cele mai multe nu. Deci, eu am studiat la un moment dat în anuarul statistic să văd consumul de electricitate și de energie. De departe, zona cea mai importantă era consumul industrial. Și consumul industrial a crescut în, chiar și în anii 80, deși ar fi trebuit și acolo să se facă o anumită economie. Consumul casnic a scăzut, într-adevăr, dar scăderea de la consumul casnic a fost 1-2% din consumul total la nivel național. Adică nimic, practic. Adică puțin. Da, nu am practic. zis nimic, aproape dar... Nimic. La 1% la aproape de 0. Adică <laughs> vorbim și de raportul cu da. oamenii, au suferit la greu da, pentru... Da, au suferit la greu, da. dar la nivel național asta nu a folosit prea mult. Deci noi le spunem, practic, unor generații întregi că au suferit degeaba. Nu s-a... Adică... Da, au suferit econom... pentru, pentru că așa de lor... deci, a luat decizia partidul și Ceaușescu. Da. Bun, da. da eu, eu am o întrebare. Referitor la importurile astea, că vorbeam de portocale, adică da. chestiile astea care se și vindea. Da. Până la urmă, da. statul ar fi ieșit în câștig. Dacă aducea importuri care se vândă pe piața românească, mai ales dacă era vorba de mâncare, da? că mâncarea tot timpul se va, da. se va vinde, ar fi ieșit în câștig. De ce... Da. Nu neapărat, pentru că statul ar fi ieșit în câștig în sensul că oamenii și-ar fi consumat din rezervele lor de bani sau din banii pe care îi aveau, poate pe aceste bunuri de la consum. Din punctul de vedere al statului, faptul era neimportant. Că oamenii își dau banii sau rămân cu ei la ciorap, asta este o parte. Sau la ce? Da. Asta la ce și mai da, bine. Da, că, atunci, exact, că era de fapt ai statului. Da. Problema este că, din punctul de vedere al statului, ceea ce conta era balanța, uh, balanța comerțului exterior. Uh -huh. Și acolo, uh, neavând convertibilitate lei valută la nivele normale. Deci, statul, dacă importă 100.000 de, de dolari de banane. Să da, zicem. sau așa. o anumită sumă, da, da. O banane în valoare de o anumită sumă. Așa. Să zicem că le vinde pe piață, pe piața internă, uh -huh. rămâne cu un milion de lei sau cât vreți dumneavoastră, n-am calculat exact rata de da. schimb, în plus în, în casările sale uh -huh. și cu 100.000 de de dolari în minus. A, adică A, nu putea alege. Deci nu rămâne să cu valută. Nu rămâne. Și statul va să rămână. Bun. A, sfârșit, trebuie să le spunem oamenilor care nu au apucat vremurile acelea explicați un pic cum e posibilă. De ce, de ce, nu se ducea tovarășul de la CC care era responsabil cu sacoșa de cu milionul ăsta de lei și schimba la o casă de schimb valutar și făcea dolari? Că, Că cuvântul... nu aveai casă de schimb valutar. Exact, da, exact. Schimb valutar. exact. Asta este primul lucru. Nu aveai casă de schimb valutar. Și dacă aveai uh... lei și vrei să te duci în, în excursie la saint -Tropez, de exemplu, și tu erai bine plătit, erai inginer, aveai 4.000 de lei pe lună, să zicem, să te duci să schimbi așa, cum făcea chestia asta? Era un întreg poem, cum puteai să schimbi, erau niște, te duceai la bancă să existau niște bănci unde se putea face acest lucru, vă trei bănci în toată țara, adică să nu, să nu exagerăm, dar puteai să primești numai într-o anumită valoare plafonată, nu puteai să schimbi oricât dei cu oricâtă valută. Nu mai vorbim la cer curs de schimb, îi ca să nu, să nu fii foarte entuziast. Și la capătul zilei, nici nu aveai voie decât pentru anumite lucruri. Dacă dețineai valută nedeclarată acasă, erai pasibil de codul penal. Da, era ca da, De pușcărie. Da. Deci, cetățeanul român nu avea voie să aibă valută decât în anumite situații foarte restrânse. Cum erau cei pe care lucrau în afară, de pe exemplu. Pentru cei de care lucrau declarate asta, și așa mai departe da. și uh -huh. era complicat. Uh -huh. Deci eu pot să spun că eu n-am văzut valută în perioada asta decât într-o singură excursie care am făcut-o cu tatăl meu și cu un grup mai mare de asta în Ungaria. Dar e neglijabil și nu valută occidentală, da. numai fost ungurești, într-o cantitate mică, n-am avut mare lucru. De fapt, cetățenii, și nu mă refer la cazul acesta când am fost eu în calitate de elev, ca să zic așa, dar în alte situații știu bine că oamenii se duceau cu bunuri pe care le schimbau în țara unde în care făceau excursia. Pe bani sau troc Pe bani de regulă sau unor troc. Wow. După cum și la noi veneau turiști uh -huh. polonezi sau cechi, cu diverse bunuri pe care le dădeau ca să obțină lei sau după caz, bunuri românești. Pe perioada când veneau la mare sau veneau. Deci, erau forme foarte deformate. Medievale. De comerț <laughs> și de asigurarea nevoilor cetățeanului, pentru că altfel statul nu te sprijinea în această chestiune și mai degrabă îți spunea piedici. Ca să da. dăm un pic că am vorbit de cei care lucrau în afară. Uh, să explicăm că e vorba de acei români care lucrau în țările vecine și prietene Nu numai da, vecine în și prietene în, țările arabe, dar... Libia, Maroc, da? Algeria, adică au fost diverse Dar an erau, tehnic vorbind, angajați ai statului român care lucrau pentru... Cei mai mulți dar Țările... Fost... Adică, nu, unor companii românești Nu, nu ca da? acum, dar să, să nu se înțeleagă că mergeau românii dincolo și trimiteau bani acasă nu. Acest uh, lucru a fost posibil dintre toate țările socialiste, numai pentru Iugoslavia. Exact. Ei, uh, având uh, un alt sistem. Diferit. Ultima ultima întrebare pentru domnul profesor, că i-am promis că ne comprimăm mecanic cu timpul, aș vrea să tragem o concluzie. La sfârșitul perioadei comuniste, 45 de ani, deci între 1944 și 1989, au trecut 45 de ani. România era mai aproape de nivelul de dezvoltare al, al uh, Europei în medie decât a, la începutul perioadei comuniste? Adică, în o, hai să luăm ultimul reper. 1938, este 38, da? Nu. nu. Răspunsul nu. este nu. Adică eram la fel? Răspunsul sau? este era un eram un pic mai jos, dar aici aș vrea să fac două observații. Una, avem e, șansa să existe un volum foarte bun care a fost făcut de un grup de economiști de la Institutul de Economie Națională, coordonat de e, domnul Constantin Grigorescu, în 1993, deci curând după. Căderea comunismului și care uh, analizează și oferă și datele statistice uh, situația economico-socială a României în 89, 88-89, pentru că la, unele, uh, la un indicator datele sunt din 88, dar asta nu este grav, uh, comparativ cu cea din celelalte țări europene și este o lectură importantă și e fotografia de final a regimului și care dă cu minus pentru că la majoritatea indicatorilor erai jos mai Există jos decât atunci când ai clicar. numai nițel, cartea da. aceasta nu compară cu 38 sau cu 47 dar există cărți similare produse de Gheorghe Dobre una pentru 38 una pentru 47 deci care îți arată finalul interbedicului sau respectiv momentul de foarte jos în crater Că, pentru că în 47 uh, și tot. România și cea mai mare parte a Europei erau jos după uh, ceea ce fusese catastrofa război. sau complicația celui de-al doilea de război mondial. Păi, atunci economia mondială se împărțea cam în două părți egale. SUA jumătate, restul lumii jumate. Da, cam da, așa era. Da, da. Dar Europa nu era decât un sfert pentru că mai erau și alții în alte părți ale lumii care mai contau. Plus mai erau și coloniile care erau da. luate pentru țările europene. Da. da. În orice caz, era cam 50-50 da. treaba. Dincolo de asta, deci, eu am urmărit datele și am încercat să le judec. Sunt probleme de comparabilitate, adică nu sunt exact aceiași indicatori, dar lucrurile totuși rezultă destul de clar. În 89 suntem mai jos decât în 38. Comparativ cu restul Europei. Adică wow. și noi am crescut, dar, dar și noi. l-au crescut mai decât mult. este un an absolut nenorocit de comparat, mm -hmm. adică l-am evitat de cele mai multe ori pentru că e o problemă, adică toată lumea este jos în nu acel e, moment. Nu e retalon, da, de fapt. Da, nu era. era un haos. Uh, dar uh, acum, dacă de exemplu ne-am fi oprit în 80... Am fi fost un pic mai bine la Dacă noi, fi în 80... adică am fi văzut nu 89, mai, nu. ci 1980. Aha, no... Aha, okay. 1980 am fi fost o fracțiune mai bine. Pe, asta adică, zice toată lumea, că din perioada din paul... proastă a început în 82-83. Asta... A început din 81, dar nu mai contează. Și, mă rog, din anumite privințe uh -huh. chiar înainte, pentru okay. că eu am încercat în carte să explic că sunt anumite decizii din anii 70 care te fă, sunt plătite cu vârf și îndesat în anii 80. Cum ar fi? Cum ar fi, în primul rând, decizia de uh, construirea unor capacități uh, de siderurgie și petrochimie care sunt luate în anii 70 și care s-au dovedit pietre de moară în anii 80. Uh, cum ar fi de asemenea Abandonarea oricărei idei de uh, șosele sau autostrăzi și uh, construirea canalului Dunăre Marea Neagră sau Casei Poporului. Deci a fost, a, fost, a, a fost un moment din asta în care s-au adoptat decizii de. Da, sigur, că. Adică s-a da. pus pe masă problema asta, domnule, ori facem drumuri și căi ferate, ori facem canalul și Bă, stai Casa Poporului? Da. Eu știu că, de fapt, alegerea a fost între autostrăzi și modernizarea căilor ferate care erau pentru industrie. Păi, nu Căile căi ferate n-au da, fost modernizate în anii 70-80 decât în mică măsură. A, deci, deci și asta e, o, da. și asta da. e un bază care da. circulă. Da. Sau De exemplu, canal fusese, și pentru... canalul a fost în primul rând o Care ia și mândria tuturor nostalgici. Uh, era și strategic. Uh, canalul a fost uh, o investiție foarte proastă și care se știa că e proastă. Știi ce s-a luat? Uh, Repet, nu mă întrebați pe mine. Păi, nu, dar ați, ați intrat bun, în și, la situație. Și, uh, canalul. Nu, știu, dar. Canalul Dunăre București, de exemplu, care a fost făcut. A... Nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Bun, dar a fost. Adică sunt niște chestii discutat, care au făcut. fost. Ăla ar fi fost bun? Nu. Nici ăla. Nu. Ok. <laughs> dar la canalul uh, Dunăre Marea Neagră au fost studii făcute, drept mai mult de străini, uh -huh. așa, cât, uh, cât trafic. Ar fi fost necesar ca să îl amortizezi în 50 de ani. Uh -huh. Traficul care a fost a fost mult mai mic pe canal și amortizarea teoretic era o chestie de sute de ani. Eu am înțeles de că atunci de ce au Eu -a am -a înțeles că acest asta. canal a fost făcut de fapt de către România. Există planuri. Inclusiv am văzut planuri de secol XIX, da. când se dorea cam pe același aliniament. Și a mai fost și momentul în care Stalin a zis, nu deci, fă un canal ca să dea bine întrebări. Bun, asta, de e discuție. Una. A, asta e una, dar din câte am mai auzit sau am mai citit și eu mai mult repet, eu nu prea cu contemporana, canalul a fost făcut de român tocmai ca să nu meargă traficul uh, pe flu răuși, fluvial răuși. Pe, pe lângă sovietici. Și a fost o chestie strategică a statului român. În urmă, unde suntem aici? Un, strategică unde adevăr? la ce? Inclusiv Apo... să, nu, să nu treacă traficul pe lângă Sovieti. Să nu va de ce ducem. Să putem să ducem mai, mai da. repede, anumite nave, bunuri spre Constanța da. sau invers. Asta este. Nu contest că au existat și asemenea raționamente. Dar sunt raționamente care, din punctul de vedere al analizei economice, cum vrei să decizi o investiție, sunt puerile. Uh -huh. Și au condus la o investiție greșită a statului român. Și care, care a fost, de fapt, sau cum intuiți? Ok, niciunul dintre noi nu poate să se întoarcă în timp să intre în mintea no. lui Ceaușescu, dar cum intuiți dumneavoastră că s-au luat decizia sau de ce s-a renunțat în momentul în care a avut de ales într-o mână? canalul care nu, îți mănâncă și în alta n-a fost niciodată domnurile. discuția pe alegere sau cel puțin eu n-am întâlnit în nicio minută sau ceva o discuție în care să se discute concret avem asta sau asta Aici, hai să facem totul să facem totul și nu uh -huh. în general discuțiile de planificare nu erau pe opțiune între rare ori erau era o cine putea să pună pe agenda mai multe lucruri și să zic domnule, vrem și asta. Ok, hai să facem hai asta. Să facem. După a trebuia cineva să vadă câte resurse sunt și pe planificare, să vadă cum, cum echilibrează balanțele. Adică ce au decizia și ceilalți trebuia să se chinuie să o pună în practică. Dacă se poate. Dacă se poate. Dacă nu se poate, păi tot cum? se poate. Adică, cum adică se să nu se poată, tovarăși. tovarăși. Trebuia să se poată. Știu, dar <laughs> la un moment dat se poate în dauna altceva care trage pe un scurt. Mai auzeam încă, încă un, un, mit, că e, 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 e plin de, e plină de mituri perioada lui Ceaușescu. Că tovarășul era în elicopter și se uita peste teritoriul patriei și punea așa mâna pe hartă sau arăta el așa o zonă da. și zicea, aici vreau combinații de urgic sau nu mai știu ce. Și aia s-a apucat să facă. Da. Inclusiv în zone care erau la dracu praznic inclusiv da. se brădeau niște dealuri că acolo pusese tovarășul degetul, dar de erau și camioanele alea imense, alea făcute la noi, după care plâng mulți da. în continuare, da. cu roțile de 5 metri sau cât erau, sau cât da. e, 3, da. da. totuși îs imense, care consumau enorm. Da. Și din câte am înțeles, ex, experiențe, mă rog, nu, nu experiențele, aventurile astea industriale au costat statul român, de fapt, mult mai mult decât ar fi trebuit. E adevărat sau e tot da. un... Nu, ă, acum, cazurile concrete eu nu pot să uh -huh. le documentez. Adică, exact dacă a fost, să zicem, în... Da, județul nu știu Vaslui punctual. un combinat siderurgic n-a fost cred niciunul, dar în sfârșit se poate uh -huh. discuta de alte tipuri da, da. de fabrici sau uzine sau alte lucruri însă voluntarismul acesta în care pune mâna aproximativ undeva pe hartă sau în orice caz mai erau semne în care spunea să se curețe locul. Și în, în București am că era la da. fel. Da, și dădea din mână la dreapta, și după aceea se chinuiau să înțeleagă până unde <laughs> merge mâna, și dacă a vrut să spună și această clădire sau numai sau primele și patru. Sau și, deci, și... astea wow. sunt deja bine documentate, și problema cea mai mare este și faptul că cei din jur. S-au învățat destul de repede și s-au învățat din experiență, nu neapărat a fost numai uh, problema lor, că nu e bine să-l contrazici. Uh -huh. Nu suporta treaba asta? Da, nu suporta. E, și cine contrazicea, la un moment dat, uh, era, îndepărtat. era îndepărtat. Dar și... am înțeles că ea era mai mult cea care îndepărta lumea în jurul lui, ea era câinele nu. de pază. Era și ea, dar uh, și el. Putea cel să puțin în nu. anii 80 am înțeles că ea era și cea el, care dicta și deja. El. Bun, era foarte prezentă, uh -huh. controla niște lucruri, dar nu, aici nu cred că este el nevinovat și că ah, pentru nu, toate în, relele în trebuie caz. să cauți neapărat pe tovarășa Elena Ceaușescu. Concluzionând, mai am eu ceva înainte. Da. Yeah. Uh, tot apropo de industria asta noastră, de camioane, basculante, autobuse, ce uh -huh. tractoare... Uh, <coughs> dacă e să nu uităm și pe Facebook, vedem uh, diverse conturi unde apar tot felul de poze cu aceste utilaje și cu celebrul text, cu acestea s-a construit România. Până la urmă. Haideți acum să, să nu negăm chiar tot, sau mă rog, să nu aruncăm așa la tema pe toată perioada aia. Totuși, cu ce se producea în România, s-a lucrat în România. Că nu existau piese de schimb. Că nu erau neapărat utilajele alea foarte bune, foarte comode, nici nu mai vorbim. Totuși, alea au funcționat. Deci, nu erau toate produsele alea proaste. Adică, avem autobuse făcute la noi, avem tractoarele cu care vorbeam, da, da, seara patria, măi, Tractoarele funcționau. Tractoarele funcționau. Mai mergeau dintre ele, nu? Da. Combinele, adică avem și partea asta care. Adică, le vedeam pe câmp. Da? Uh -huh. Înțeleg că a fost un an, în 86 sau nu știu când, când se forța producția de tractoare la, sau de camioane pardon, la Brașov. Uh -huh. A fost directorul fabricii care a spus, domnule, nu pot să, să produc atât pentru că vin multe rebuturi la piese, și pentru că el a spus că nu se poate. A fost schimbat, a fost adus altul care a zis, da, domnule, montăm tot și au montat toți și 30% din producție nu s-a putut face nimic cu ea, pentru că erau camioane defecte. Au montat piesele. Da. Piese care nu erau de deci Este E perfect plauzibilă, n-am verificat cifrele, dar este perfect plauzibilă pentru că aveai foarte multe rebuturi sau piese neconforme. Și ce făceai cu asta? Făceai o producție, făceai o mie de camioane, trebuia să le... Le puneai în bază și le spălai să parate ca noi. Păi nu, dar și ce făceai? Adică unde? Le trimiseai pe șantier și acolo la șantier, dacă nu mergea, că nu funcționează, nu știu ce, la tractor sau la... Ce făceai? Se uitau la ele. De de la... A, în a... A, îmi zicea un prieten care și-a făcut armata în anii 80 undeva în Moldova mm. la ceva unitate de infanterie me mecanizată, motorizată. Și zicea, băi, era, era frumos acolo, aveam camioane, aveam taburi, aveam de toate. Singura mașină care funcționa în toată unitatea de infanterie motorizată era Dacia 1300, proprietate personală a comandantului. Nici o mașină din unitate, niciun camion nu funcționa, fiindcă nu exista o piesă de schimb. Piese de schimb, asta era o boală. Deci, până la urmă. A, da, și o altă întrebare. Putea industria asta să fie salvată după 90? Oarecum? Adică tractoare, tra, tractoarele s-au dus, camioanele s-au dus. Pentru armată s-au mai rezolvat ceva, contracte după 90, se putea face ceva, costa mult prea mult retehnologizarea. S-a încercat pentru o bună parte dintre ele retehnologizarea. Uh -huh. În anii 90 s-au uh -huh. consumat chiar sume importante, dar problema nu era neapărat numai de tehnologie. Era și o problemă de management. N-avea să facă Managementul era de multe ori orientat spre buzunare de proprii. Am înțeles. Ultima întrebare, și închidem episodul ăsta. O concluzie, domnule profesor genul ăsta de industrie, de economie centralizată, funcționează? Poate să funcționeze în, în vreo circunstanță, din ce v-ați dat dumneavoastră seama, pentru că ați analizat în cartea asta, ați vorbit și despre uh, celelalte industrie, despre polonezi, circunstanțele în care s-a uh, ajuns în recesiune în Polonia și despre RDG și despre... Bine, nu RDG, treacăt, cine nu știe... Nu treacăt, repub... dar... Da, dar ați... Uh, poate să funcționeze genul ăsta de industrie centralizată în care de undeva... De deci la centru să se el decidă. A putut să funcționeze până într-o anumită perioadă istorică. Funcționarea sa a devenit din ce în ce mai problematică, și până la urmă a capotat cu totul din anii 70, odată cu schimbarea a două aspecte pe plan mondial. Energia mai scumpă, uh -huh. care a făcut să fie tot mai greu de suportat. Cantitate în loc de calitate și de eficiență. Adică, din acest punct de vedere, tot mai multe industrie au devenit nerentabile odată cu energia mai scumpă. Și al doilea, faptul că în lume s-a trecut tot mai mult, pe de-o parte, la servicii uh -huh. și, pe de altă parte, la uh, automatizări, cibernetizări, diverse invenții care au. Uh, schimbat datele probleme chiar și la nivelul industriilor, inclusiv industria farmaceutică și multe alte industrii care au devenit, au trecut în altă etapă tehnologică. Ori, țările socialiste nu au reușit să facă acest, această trecere. Nici nu erau foarte bine înarmate ca sistem pentru aceasta. În general, într-o economie planificată e mult mai greu să Introduce anumite înnoiri decât într-o economie uh, supusă presiunilor pieței. Uh, și, uh, pe de altă parte, nici ideologic n-au fost foarte bine pregătiți. Există diverse analize care arată fie uh, decidenții tehnologici, fie decidenții politici mult mai interesați de munca brută a muncitorilor decât de înnoirile pe care le poate produce un inginer mai priceput sau în sfârșit o cercetător care vine și schimbă tabieturile de funcționare. Și mai am musai, deci asta musai trebuie să o discutăm, fiindcă cu siguranță cei care se uită la noi acum o zică bă, dar de, de ce n ați discutat asta? Există acest mit, încă un mit, cum că o bună parte din datoria externă a României a fost plătită prin vânzarea de armament. Și România se știe că producea armament destul de mult și destul de bun. Adică, inclusiv în, în perioada războiului din Afganistan, americanii cumpărau uh, uh, armament compatibil cu uh, muniția capturată și cu armamentul capturat de uh, mujahedin în, în Afganistan, din RDG, Cioslovacia și România. E adevărată chestia asta. Eram bun măcar la capitolul armament. Nici acolo. Nu. Nu eram bun în mod deosebit la capitolul armament. Producția de muniție este, dacă vreți, una din părțile cele mai rudimentare în ceea ce privește producția de armament. Uh -huh. Nu discutăm de producție de tancuri, avioane, adică. elicoptere Helicoptere se produc. așa. Produceam de toate. Nu, nu, se nu produceam de toate. Nu nu produceam de toate. Nu Îmi pare nu foarte be. rău. Nu nici produceam nici. numai unele. Dacă El elicoptere mi produceam. Tancurile produceam, dar da, tankuri nu s-au produs. Da? Nu? Tancuri nu s-au produs. Sau cel okay. puțin S-au produs încă... niște câteva, vreo șase bucăți, dacă nu mă înșel, și s-a renunțat, era prea complicat era okay. co prea complicat sau ce țină minte că a, -a, a fost și ceva de, românesc. s-a în încercat de, producerea da. de T-55 modificat, dar ăla era foarte vechi, deci era, da, era T-55 era din anii 60 50. Da, uh, uh, Avioane uh, de vânătoare s-a uh, încercat 20 de ani, nu s-a reușit, uh, nu puteau motorul uh, să-l facă. Motoarele da. erau mare problemă la avioane, dar și uh, după aceea au devenit la început în motoarele au fost totdeauna o problemă, mm. dar după aceea și sistemele electronice de uh, ghidare a armamentului și de uh, evitare a rachetelor adverse Practic, și așa ce mai era departe uh, n-au fost făcute. Adică uh, erau prea complexe. Deci nici la industria de armament nu ne putem lăuda. Nu cred că e, sunt motive o, dar de lauda. Păi totuși armament Se în perioada lor. Se Asta, armament ceva Au zis da, ce și rachete zic unii. Dar eu nu știu să fi produs noi nu rachete. Nu știu, se poate, nu, cred că erau produse, dar depinde cum definești rachetele. Ah, Pentru da. că Agheu, de exemplu, încărcătura lui era considerată tot rachetă și okay. <laughs> Agheu <-ul laughs> era deci, ba, de grenade, mă rog. Ok, ce se producea ca lumea totuși, domn profesor? Cu... Deci... Da, cu ce se putea lauda industria comunistă românească? Bine, aici cred că sunt anumite componente din zona industriei lemnului, de exemplu, care erau performante. Sunt anumite lucruri din zona chiar alimentară, dar per total, și sigur ei se laudau mult că producem oțel și diverse utilaje sofisticate, mașini unelte sau mașini... Sí. Da. <gână> da. da, Au fost unele care au fost performante, nu voi contesta uh -huh. acest lucru. Problema este că la nivel de sistem nu aveai suficient de multe și că în general le produceai și scump. Adică datorită multor rebuturi, datorită unor probleme de control de calitate și așa mai departe. Uh -huh pot să ajung să fie un număr de piese, utilaje sau alte lucruri care să le pot vinde dar și să le vând în condiții care să fie în sfârșit primite, receptate, mulțumit clientul și așa mai departe. Chiar și Aro era considerat o mașină relativ bună. Deci nu voi da. spune că erau mașini sau toate, că toate erau neperformante. Da, am avut Old City a fost mai trist, lăsați. <laughs> uh, Alții alți au avut lăstuni totuși, cred că, da. că și mai tristă situație. Da. Ok. Uh, prieten, Gata, nu mai am întrebări. Prieteni, vă mulțumim. Astăzi l-am avut uh, alături de noi uh, pe domnul profesor universitar Bogdan Murgescu. A fost o plăcere absolută să discutăm cu dânsul și să aflăm cum a funcționat uh, economia și industria lui Ceaușescu în perioada epocii de aur, anii 70-80. Ce s-a întâmplat cu România, cum s-a ajuns dintr-o mare industrie, planificarea de a construi o mare industrie la faliment, și cum s-a ajuns în anii 80 să terminăm mai prost perioada comunistă decât atunci când am intrat în această perioadă. Domnule profesor, vă mulțumim! Vă mulțumim Sume și, și dumneavoastră că v-ați uitat la noi, și pe data viitoare!